Sugur, motorul executant. Până acum, iată, doar străinii se întâmplă să execute pe rețetele. Și Sugu a reușit să marcheze din penalti în sezonul trecut, chiar dacă el nu era un executant obișnuit, pentru că Ricardo Cabuia, prin planul astfel de faze, emoții pentru Pascani și Mureșani, i-am văzut în cadre pe parcursul acestei supercupe destul de reținuți. Sugu, cel mai eficient jucător al CFR-ului în sezonul trecut, cel mai bine cotat jucător al campioanei României, Modu Sugu. Al doilea penalti al echipei cu Jene. Dinamo conduce, însă Sugu poate readuce egalarea și până la urmă apare și bara lui Dinamo. Asta e bara lui Dinamo. După trei bare ale CFR-ului în această supercupă, era momentul să vină și o bara lui Dinamo. Însă CFR este greu de urmărit.